și la lecția de sănătate. Cu adevărat, astăzi, marți 10 iunie, a fost o zi toridă. Bineînțeles că medicii au lansat celebrele sfaturi, mai ales cele adresate cardiacilor, dar ce te faci dacă ești cardiac și te mai doare și măsala? Discutăm astăzi despre, să spunem, o nouă tendință despre cardiostomatologia. Vă prezint doi medici care n-au stat în atenția reflectoarelor, dar asta nu înseamnă că dacă nu ești, n-ai cele 5 minute de celebritate la TV, nu înseamnă că nu existi. Domnul Alexandru Untu, medic primar, medicină internă și cardiologie, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Domnul Codrin Untu, medic primar, stomatologie generală, bună ziua, bine v-am găsit! Sărut mâna, doamnă Cincu, bună ziua tuturor ascultătorilor și telespectatorilor TLM. Domnule Alexandru Untu, 44 de ani de activitate. De ce ați ales medicina în urmă cu mai bine de 46-50? Pentru că mi-a plăcut. A fost o alegere foarte bună. Inițial nu mi-am dat seama, dar ulterior mi-am dat seama că altceva n-aș fi putut face. Dacă ați fi acum un tânăr absolvent de liceu, da, iată, astăzi a început și bacalaureatul și s-ar gândi spre ce carieră să meargă, ce ați alege? Tot medicina? Bineînțeles. Cu alte cuvinte, v-aș întreba un singur cuvânt, atot cuprinzător, care să definească relația dumneavoastră cu medicina. Apropiere, înțelegere, dăruire. Dumneavoastră medic, fiul dumneavoastră tot medic. De ce medicină? Suntem tot medici, dar suntem de specialități diferite. Eu am mers pe linia mamei, care este medic stomatolog ca și mine. Și iată că la un moment dat s-a ivit o oportunitate și anume aceea de a lucra împreună. Împreună cu tata, care a fost medic de spital o viață întreagă și deci nu am avut cum lucra în colaborare. În schimb, acum în cardiodent. Cabinetului pe care l-am făcut ca afacere de familie în Valea Lupului, reușim să lucrăm împreună. Și mai mult decât atât, reușim să rezolvăm... Tatăl dumneavoastră, mama... Mama este stomatolog, tatăl meu cardiolog, eu stomatolog. Și, bineînțeles, mai avem și câțiva colegi care ne ajută pe parte de stomatologie, în sensul că lucrăm cu chirurg implantolog, lucrăm cu chirurg oromaxilofacial și lucrăm cu ortodont, în așa fel încât să acoperim întreaga plajă a stomatologiei moderne. Când era mai bună școala românească de medicină? Pe vremea dumneavoastră, domnule Alexandru Untu, sau pe vremea domnului Codrin Untu? Cred că este diferită, dar școala medicală românească este bună și a rămas bună tot timpul. Când spuneți diferită, la ce vă referiți? Mă refer la noutățile care apar în orice meserie, în orice specialitate și care apar în permanență. Trebuie să fii tot timpul la curent cu ce apare nou. La asta mă refer, nu ne putem aștepta ca în medicina de astăzi să găsim aceleași metode de predare, aceleași metode de înțelegere, de învățare, aceleași metode de lucru ca acum 30-40 de ani în urmă. În același timp aveți o afacere, un business medical. A fost ușor, a fost greu să luați această decizie? E un business profitabil? Pentru că până la urma urmei, în momentul în care intri în, să spunem, spațiul privat, nu poți să vii 10 ani sau 20 de ani cu bani de acasă pentru a susține afacerea. Până la urmă, știți cum se spune, moartea și facturile vin întotdeauna la timp. Așa este. De partea de management am să vă vorbesc eu, pentru că eu am fost cel care m-am ocupat. Ca să răspund foarte pe scurt la întrebarea dumneavoastră, nu este o afacere, pentru că într-o afacere investești pentru ca să câștigi. În medicină, la momentul actual, în România, în medicina privată, investești ca să-ți poți face meseria. Este o diferență foarte mare. Și din acest punct de vedere, noi am avut și există în continuare pentru mulți această oportunitate de a ne folosi de fondurile europene pentru a putea să ajungem la nivelul unor clinici de afară. Bun, până la accesa fondurile europene trebuie să îndeplinești cel puțin câteva criterii. Exact. Da. Și s-au publicat studii care au arătat că afacerile încep cu banii strânși, cu bani așa de acasă. Fost, sau... fost. Deci cum v-ați început? Așa a fost și în cazul nostru. Cu banii pe care i-am strâns din cabinetele pe care le-am avut înainte și tata, neavând cabinet, din colaborările pe care le-a avut înainte, cu acești bani
am reușit să deschidem cabinetul. Avantajul a fost că noi am deschis cabinetul la demisolul casei noastre. Deci, practic, a fost o construcție pe care o aveam deja. Și ați scăpat de plata chiriei. Am investit foarte mult în amenajarea spațiului. Iar apoi, aparatura, cum vă spuneam, prin proiect european, am prins un proiect european pe mediul rural, pe APDRP, Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Și cu fonduri proprii, 30%, 70% din partea PDRP-ului, am reușit să facem o clinică, spunem noi, cu dotări, cu investigații, cu tratamente și materiale de top. În același timp, cât, să spunem, cât de accesibilă e clinica, revenind, cum se spune, cu picioarele pe pământ, pornim de la o replică rămasă celebră a unui personaj la fel de celebru. Noi avem două Românii, România urbană și România rurală. Cum ați caracteriza, să spunem, ca medici, în primul rând, posibilitățile populației din mediul rural de a accesa servicii stomatologice? Pentru că, și mă opresc aici, nu vreau să vorbesc mai mult decât dumneavoastră, există situații în care am întâlnit medici stomatologi care făceau cu plata, cum se spune, la pensie, la... Da, din păcate, aveți perfectă dreptate. Asta este situația. Noi cumva suntem între cele două lumi. Cabinetul nostru fiind în Valea Lupului. Destul de interesant, între două lumi. Există o parte din Valea Lupului care ține de mediul rural efectiv, așa cum îl știm cu toții. Este satul vechi. Și o parte bogată. Și există și o parte... Aici este o discuție foarte interesantă. Imediat am să vă povestesc câteva lucruri despre această așa zisă parte bogată. Deci este partea veche a satului, comuna, cu oameni pe care știți și dumneavoastră și care, cum spuneați, au nevoie să strângă pentru a putea să-și primească un tratament medical. Și avem partea cea nouă, partea nouă, nou construită, partea de vile. Practic, noi ne adresăm și trebuie să ne adresăm ambelor, atât cu serviciile stomatologiei, cât și cu cele de cardiologie, și putem să o facem. Pe partea de stomatologie, în perioada inclusiv februarie anul trecut, am putut asigura mare parte din tratamentele stomatologice în mod compensat sau chiar gratuit prin Casa de Asigurări de Sănătate. După cum știți foarte bine și știu și telespectatorii, de anul trecut, din luna martie 2013 până în acest moment, finanțarea stomatologiei a lipsit cu desăvârșire. Acest lucru a însemnat că nu a mai beneficiat niciun copil din România de un tratament stomatologic nici gratuit. Nici măcar în regim de urgență. Nici măcar în regim de urgență, nici un asigurat de tratament de urgență gratuit și mai mult decât atât, inclusiv acele servicii care erau decontate pentru pensionari, pentru adulți, au dispărut și ele cu desăvârșire. Sincer, au fost perioade în care am avut copii care au venit la noi la tratament, care înainte erau tratați gratuit și decontat tratamentul prin Casa de Asigurări de Sănătate, copii pe care am tratat în continuare gratuit, pentru că a fost singura soluție pentru a-i păstra în tratament și nu a-i lăsa ai nimănui din punctul ăsta de vedere al îngrijirii stomatologice. O să revenim la acest subiect, însă, domnule Alexandru Unto, aș vrea să vă întreb de ce cardiostomatologie? Interesant, ar fi și întrebarea interesantă. Răspunsul probabil că va fi foarte diferit. La început noi nu ne-am gândit la o cardiostomatologie și chiar ni s-a părut și nouă o asociere mai puțin obișnuită. Bine, sigur, eu ca medic de spital am avut adesea situații în care pacienți veneau la consultație pentru motive stomatologice. Deci înainte de tratamentul stomatologic aveau nevoie de un aviz cardiologic. În definitiv, stomatologia este o specialitate chirurgicală. Orice intervenție chirurgicală înseamnă un risc. Și sigur că toți acești pacienți care urmau să fie tratați stomatologic, și când mă refer la tratament stomatologic, mă refer nu numai la chirurgie stomatologică, toți aceștia aveau nevoie de un aviz cardiologic pentru infecție, pentru faptul că făceau tratament cu anticoagulante, pentru faptul că deja aveau o boală cardiovasculară în evoluție, sub tratament, și aceștia trebuiau evaluați înainte de acea intervenție chirurgicală. Deci eram obișnuit cu situația aceasta. Nu eram obișnuit cu situația să am stomatologul alături de mine.
Și atunci, la început a fost o ciudățenie și pentru noi. Ulterior ne-am luat cu seama că cele două specialități beneficiază nu numai stomatologia de cardiologie, dar și cardiologia de stomatologie, pentru că profilul pacienților stomatologici este de fapt și profilul pacienților cardiologici, cu afecțiuni cardiologice. Lucru care de fapt a și fost foarte confirmat în ultima vreme și la ultimul congres de cardiologie european care a avut loc în 2014, a fost subliniat faptul că riscul bolnavilor, adică celor care au diferite afecțiuni stomatologice, în special parodontopatii, este un risc mare și pentru bolile cardiovasculare. Și nu numai prin faptul că aceiași factori de risc care produc bolile dentare, produc și boli cardiovasculare, dar însăși boala stomatologică, parodontopatia, constituie un factor de risc independent pentru cardiopatia ischemică, de exemplu, pentru riscul unui infarct miocardic, a unui accident vascular cerebral. Deci, acest lucru se bănuia de mulți ani de zile. Studiile au început înainte de anul 2000, dar a fost oarecum incert răspunsul. De fapt, imunologii au spus mai de multă vreme că anticorpii împotriva, deci la persoanele care au un titlu de anticorpi mai ridicat pentru diferiți microbi existenți în leziunile stomatologice, fac mai des boală cardiovasculară, în special infarct miocardic. V-aș întreba, de exemplu, câți dintre pacienții care apelează la nișa stomatologică vă și spun că au probleme de inimă, pentru că iarăși unele studii au arătat că, în general, pacienții care știu că au afecțiuni cardiace evită să spun acest lucru pentru că, da, și erau înșiruite. De teamă. Exact, pentru că se tem. Ați putea să-mi spuneți mai multe? Se tem, într-adevăr, să spună că... tem că vor fi refuzați de stomatologi? Care... Nu știu dacă se tem că vor fi refuzați de stomatologi, cred că cel mai mult se tem pentru sănătatea proprie. Din păcate, trebuie să vă spun că pacienții peste 60 de ani, în marea lor majoritate, declară în chestionarul de sănătate pe care îl completează înainte de începerea tratamentului stomatologic, declară afecțiuni cardiovasculare. Ceea ce este o mare problemă. Deci, practic, fiecare dintre acei pacienți trebuie tratat considerând, luând în considerare afecțiunea cardiologică. Invers, pacienții care sunt la cardiologie, marea majoritate a celor întrebați de către domnul doctor, și sunt convins că așa se întâmplă și în cazul tuturor cardiologilor, întrebați dacă au probleme stomatologice, boală parodontală, carie dentară, boli considerate după ultimele studii de risc pentru infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, marea majoritate declară că da. Deci, dacă doriți, riscul este foarte mare și dintr-o parte și din cealaltă. Ne întâlnim cu... Este practic un risc care vine din două direcții și noi suntem undeva la mijloc. Practic, noi putem în același timp să tratăm sub control cardiologic bolnavii cu afecțiuni stomatologice în condiții de siguranță deplină, cu avizul cardiologului. Avizul cardiologului, până la urmă, este o foaie de hârtie. Este vorba... Bun, e o foaie de hârtie, dar dacă hârtie. Se întâmplă ceva, mă scuzați, foaia de hârtie atârnă foarte greu. Are într-adevăr repercursiuni dacă aceea este numai o foaie de hârtie. Dar, mai mult decât atât, pe lângă acel aviz cardiologic, este foarte posibil și probabil ca în momentul în care efectuezi manoperele stomatologice să ai nevoie de îndrumarea directă a cardiologului. În ceea ce privește, e posibil să ai, da, vă rog. În ceea ce privește tratamentul pe care îl urmează pacientul, trebuie întrerupt, trebuie modificat, trebuie dimpotrivă dozele mărite. Este foarte posibil să apară oricare din aceste situații. Gândiți-vă că dintre mulți pacienți cu afecțiuni cardiovasculare iau medicație anticoagulantă. Și noi, lucrând cu manopere sângerânde, este posibil să apară un accident în cabinetul stomatologic la un simplu detartraj. Nu mai discutăm despre extracții dentare, nu discutăm despre... La implantologie există o procedură destul de bine pusă la punct, în care nu poate un pacient să ajungă la faza de implantare fără să fie foarte lămurit cu starea lui sănătate. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple de fiecare dată. Aici o să vă povestească și tatăl meu, doar un singur lucru voiam să vă mai spun.
noi am instituit un protocol. Din cauza faptului că am constatat pe parcursul timpului această incidență foarte mare de boli cardiovasculare la pacienții stomatologici și invers, de afecțiuni dentare la pacienții cardiovasculari, am instituit un protocol, ceea ce înseamnă o colaborare între cele două cabinete, care se face nu atât în cazul pacienților care se prezintă pentru prima oară, cât în cazul tuturor pacienților. Dar vi s-a întâmplat să aveți pacienți care au venit la stomatologie și să afle că au probleme și la inimă? Sigur că să da. Nu știe că au o afecțiune mai ușoară sau mai gravă? Cele mai multe cazuri despre care vorbiți sunt cele în care depistăm hipertensiune arterială. Pentru că sunt anumite manopere, în primul rând manoperele care necesită anestezie. Apoi, atunci când instituim un plan de tratament în stomatologie, în examenul de rutină este luarea tensiunii arteriale. Pacienți care se declară sănătoși și care nu se știu suferinți de tensiune sau de inimă, îi găsim cu tensiune 18-19. Atunci, automat, orice pacient stomatologic în cadrul cardiodent beneficiază de control cardiologic gratuit, ceea ce înseamnă consultații și electrocardiogramă cu interpretare, și viceversa, toți pacienții cardiologici beneficiază de consultație stomatologică și radiografii gratuite. Domnule Alexandru, au ieșenii mai multă grijă acum de inima lor decât, nu știu, în urmă cu 30 de ani, în urmă cu 20 de ani? A crescut adresabilitatea? Da, aș putea să declar lucrul acesta. Cred că adresabilitatea este un factor care ține de foarte multe condiții. Este vorba de informare pe de o parte, este vorba de condiția socioeconomică pe de altă parte. Acum când foarte multe din procedurile de investigații nu mai sunt gratuite, foarte mulți pacienți gândesc de 2-3 ori înainte de a se duce la un doctor să-și facă un control. Deci adresabilitatea teoretică ar trebui să fie mare, pentru că numărul de cabinete medicale existente acum față de cele existente în urmă cu ani de zile este infinit mai mare. Nici nu cap pe comparație, de exemplu, sigur, cu perioada de dinainte de 1989. Dar important ar fi să existe, nu știu dacă există, o statistică care să ne spună câți totuși la sută din pacienți, din persoanele, să zicem, aparent sănătoase, își fac un control preventiv cardiologic, câți oameni care știu deja că eu am destui pacienți care au hipertensiune, așa cum spunea și fiul meu, dar nu-și tratează hipertensiunea. Din motive, așa cum spuneam, economice, din motive de necunoaștere. Și apropo de ce... Dar bun, spune hipertensiune, ei, am o leacă tensiunea mai mare, nu? Mai mare, da. M-am enervat astăzi, e normal, nu? Da, da. Important ar fi să beneficieze, vedeți dumneavoastră, noi am făcut această ofertă despre care fiul meu spunea mai înainte. Important ar fi să știți, de exemplu, să știe lumea că nu beneficiază, adică apropo de informare. Eu încerc să informez pe toți pacienții asupra riscului cardiovascular, de exemplu, dar sunt foarte mulți dintre pacienții aceștia care nu iau în seamă aceste lucruri. Deci această ofertă, de exemplu, dacă am face o statistică, câți dintre pacienții noștri care au fost informați că beneficiază de un consult cardiologic gratuit sau de un consult stomatologic gratuit, beneficiază. Le spun la foarte mulți și nu și-a manifestat interesul. Există o informare... Scârție, să spunem, scârție educația noastră pe latura prevenției? Probabil că da. Aici este o mare problemă legată de prevenție, pentru că, știți, prevenția, adică toată lumea știe că trebuie să țină regim, dar aș vrea să știu cât să îl țin cu adevărat. Bun, toată lumea știe că trebuie să mergem pe jos 30 de minute, exact. Toată lumea știe că trebuie să bem 2 litri de apă, dar mă întreb, ne ajungem la cardiolog ca și la stomatolog doar atunci când ne doare. Exact. În cele mai multe situații, din nefericire, așa se întâmplă. Sau când apare o complicație cardiovasculară care este o urgență și necesită internare de urgență și care necesită de obicei costuri mari atât pentru pacient cât și pentru societate. Dar din experiența dumneavoastră, iată, ați oferit acest exemplu, o consultație cardiologică gratuită. Nu te costă nimic, practic, da, să vezi dacă ești exact sau nu sănătos. Toată lumea știe lucrul acesta, apare și pe ecran. De ce refuză? N-au timp sau le este frică de un posibil diagnostic? Știți, răspunsul este aproape invariabil.
Când vin data viitoare. Și data viitoare? Și data viitoare când vine data viitoare. Se repetă același lucru. Deci, nu știu, e o temere, este, și în ciuda acestui, în ciuda faptului că noi încercăm pe cât posibil atât stomatologul cât și cardiologul să explicăm de beneficiul pe care l-ar avea pentru sănătatea lui dacă ar depista din vreme o afecțiune cardiovasculară, de exemplu. Bun, însă aș vrea să vă întreb, care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați tratat? Cazuri dificile avem, vă referiți la un caz pe cardiostomatologie, cum exact, am botezat această da. Nouă disciplină. Cazuri avem în permanență. Bun, cazuri mi se pare dificile. Și normal că cazuri alterați... dificile avem în permanență. Cel mai dificil caz este un pacient pe care l-am avut, cred, anul trecut, cu o serie de boli asociate, printre care boală coronariană, cu infarct în antecedente, pacient dializat, cu o hipertensiune oscilantă și cu o vârstă înaintată. Acesta cred că a fost unul dintre cele mai complicate cazuri. De ce a fost atât de complicat pentru cei care nu sunt conesiori? A fost un pacient extrem de, din cauza vârstei și afecțiunilor asociate, un pacient extrem de fragil. Un pacient care fusese refuzat până în acel moment la foarte multe cabinete stomatologice și care ne-a văzut tot la o emisiune TV și atunci a sunat și a venit la noi. Și a fost un caz pe care l-am rezolvat, inclusiv extracții dentare, inclusiv tratamente endodontice, tratamente de canal, deci manoperi sângerând, voiam să subliniez, care au necesitat anestezie și a fost un caz rezolvat. Cu alte cuvinte, există bolnavi de inimă, ca să vorbesc popular, refuzați de cabinete stomatologice. Da, categoric. Pentru că în cazul acestui pacient, orice cabinet stomatologic ar fi dorit să-i facă lucrările dentare, n-ar fi fost o problemă. Dar ca să poată fi făcute lucrările dentare, ar fi fost întâi necesar să fie pregătit terenul. Asanată cavitatea orală prin extracția resturilor radiculare, tratamentul de canal a unor dinți, nu vreau să intru în amănunte de specialitate. Deci erau necesare o serie de manopere chirurgicale de care s-au temut. Medici se gândeau că moare omul pe scaunul stomatologic. Da, da, s-au gândit că este mai mare riscul decât beneficiul, probabil. Dar pe de altă parte, pentru acel pacient și pentru soția dumnealui a fost foarte important, a fost, dacă doriți, ca un fel de recâștigare a demnității și reintegrare socială pentru dânsul. De ce? Pentru că aspectul fizionomic, aspectul dinților persoanei respective, îi crea o stare proastă, obrajii erau căzuți, înfundați, exact ceea ce se întâmplă la bătrâni. În momentul în care se uită în oglindă, le accentuează depresia. Nu se mai recunosc. Nu se mai recunosc și se consideră într-o stare de decădere, dacă doriți, atât socială, când nu mai au utilitate, cât și fizic, și de aici și psihicul are de suferit foarte mult. O să vă întreb dacă ar trebui să faceți aici o listă ad hoc a, să spunem, acestor combinații periculoase pe care multe cabinete stomatologice le refuză, cum ar arăta această listă, însă răspunsul o să-l avem după o scurtă pauză de publicitate. Nu plecați, lecția de sănătate revine în câteva secunde.